Municipiul Alexandria a găzduit meciurile din Final Four-ul Cupei României la volei masculin, o competiție aflată sub egida Federației Române de Volei. În primul meci din Careul de Aș, găzduit de sala polivalentă din Alexandria, Clubul Sportiv Dinamo București s-a impus în fața vicecampioanei României, ACS Volei Municipal Zalău, cu scorul de 3-1. Pe seturi 25-23, 25-21, 25-15. În timp ce prima campioană a țării la volei masculin, provenită din Moldova, CSM Arcada Galați, a câștigat cu 3-0 pe seturi 27-25, 25-12, 25-19, duelul cu CS Știința Explorări Baia Mare. De la formația condusă de cuplul Marius Botea Sorin Pop, cei mai eficienți jucători au fost trăgătorul universal de origine argentiniană Cristian Imhof și centrul de 27 de ani Vasile Talpă, ambii cu câte 9 reușite, în timp ce ridicătorul Codrin Mocanu și Alexandru Dragomir și-au trecut în cont câte 6 puncte. În finala mare, cea pentru locurile 1-2, surprinzător, Clubul Sportiv Dinamo București, formație ce a încheiat campionatul doar pe locul 4, a reușit să câștige cu scorul de 3-1 pe seturi 28-26, 20-25, 18-25 și 24-26, confruntarea cu CSM Arcada Galați, perdanta ultimei ediții a Cupei României. În urma acestor meciuri jucate, Dinamo București readuce trofeul Cupei României după o pauză de aproape 9 ani, ultimul trofeu cucerit fiind cel din stagiunea 2010-2011, 3-0 reușit în fața Tomisului Constanța. Formația de la Dunăre rămâne cu titlul național și cel de finalist a Cupei României, în timp ce Clubul Sportiv Știința Baia Mare și ACS Volei Municipal Zalău, finalistele ediției 2015-2016, obțin medaliile de bronz.